Continuăm cu alte subiecte. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Salvatorii recomandă oamenilor să fie prudenți în prepararea vinului și să respecte regulile de securitate. La fel, oamenii sunt îndemnați să nu intre în încăperile în care se fermentează vinul dacă nu există ventilație corespunzătoare. Și asta pentru că dioxidul de carbon emanat în timpul acestui proces poate provoca intoxicații. În satul Racovăț din raionul Soroca, practic fiecare gospodar face vin în condiții de casă. Dumitru Benzar produce vin de când se ține minte, iar tehnologia a învățat-o de la tatăl său. El spune că știe cum să evite pericolul. De când m-am căsătorit cu mine, tata a început să-mi dea un coșer de poamă și a început să faci și de atunci vin în fac. Noi știm că nu se zdrogește poama în beci, că e tare periculos. Mai de știi de mușli, dacă întream acolo, dar eu tot vreme fac vinul, eu afară îl pun, că afară ești fără nicio primire. Avem grijă să nu ne intrăm în beci, că tare periculos, să nu facem intoxicații. Deschidem, aerisăm tot vremea când suntem acasă, lăsăm ufli deschis la beci, aprindem lumânarea în timp când facem vinul. Specialiștii fac raiduri prin sate și atenționează despre acumulările de gaze și pericolul de intoxicare în procesul de fermentare a vinului și recomandă ca beciurile să fie echipate cu sisteme de ventilare. În ultima perioadă, da, de când s-a început procesul de colectare a strugurilor, pe teritoriul Republicii Moldova, deci, au fost înregistrate cazuri. În primul rând trebuie să pregătească încăperile corespunzător, să fie dotate cu sistem de ventilație corespunzător, să nu fie blocate aceste sisteme. Acum o săptămână, un bărbat din raionul Florești a decedat fiind intoxicat cu dioxid de carbon, gaz emanat în urma fermentării vinului.